Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să intrați în legătură cu noi. Vreau să vă întreb dacă puteți încerca să mă lămuriți măcar. Cum se face că acum o săptămână, sau 10 zile, o săptămână, procurorul general Tiberiu Nițu îi prelungește delegarea procurorului Lucian Papici, fără să aibă ceva să-i reproșeze, iar ieri a descoperit brusc, am aflat de la Victor Ponta, că procurorul Papici are foarte multe hibe, defecte, e băsist, e inclusiv macovist. Da, deci această diferență de atitudine, acum o săptămână l-a delegat în funcția de conducere în continuare de șef al secției întâi anticorupție din DNA și să spunem oamenilor că aceasta e secția care a făcut dosarele mari cu Adrian Stase, Cătălin Voicu, Becali, Remeș, Riț, în fine și alții. Și magistrații acuzați de corupție, vă amintiți că ultimele cazuri, da, judecătoarea Curtea de Apel București, judecătoarele Tribunalul București și alții. Da. Deci despre acest șef de secție este vorba. Deci acum o săptămână și pentru șef, domnul Papici, și pentru adjunctă, doamna Alexandrescu, Nițu dă delegații și acum îi revocă seara brusc. Bun, doamna Macu, explicați-mi un pic tehnic, probabil că nu multă lume știe. Decizia aceasta de prelungire a delegării ține exclusiv de procurorul general. Stați să termin și am să răspund și la a doua întrebare. Că e da și nu. Deci este evident că a intervenit politicul. Da, a sunat aseară cineva pe Nițu și a spus să elimine pe cei de acolo. Probabil că Papici încă nu finalizase dosarul Dragnea, fiindcă se știa deja în presă, se anunțase că e stadiul final dosarul fraudei la referendum, avândul ca personaj central învinuit pe ministrul Dragnea. Deci este din ordin politic. Tocmai această acțiune de la o diferență săptămână, odată îl pui cu delegare și săptămână brusc fără să întâmple altceva decât omul să lucreze la dosarul Dragnea, să-l revoci. Da, și de altfel îl recunoaște și Ponta, imediat închei. Și citesc din ce a spus Ponta. De ce trebuie să-i ținem pe toți păsiștii? Să-i ținem. La... Noi să-i ținem. Da? Deci Ponta recunoaște, practic, că el a ordonat schimbarea. Pentru că el era supărat că acești procurori băsiști și cum or mai fie morari și macoviști, sunt ținuți, da? De ce să-i ținem? Deci el a ordonat schimbarea, deci el a făcut, a dat ordine procurorului general. Nu s-a mai întâmplat asta din 2004, acolo ne-a dus Ponta, exact înainte de a intra în Uniune. Un astfel de gest nu mai intra niciodată în Uniunea Europeană. Da, doamna Macovei, vreau să vă întreb așa. Pe care o avut-o. Încetarea acestei delegații a fost o răzbunare pentru închiderea dosarului lui Liviu Dragnea? Sau era menită să prevină închiderea dosarului? Cred că era menită să prevină închiderea dosarului. Dar procurorul Papici s-a mișcat mai repede? Probabil, nu știu detalii. Credeți-mă că vorbesc cu procurorul Papici și nici alții. Dar, da, după părerea mea, a fost menită să prevină. Sigur, ar putea să exista și perversitatea lui Ponta de a încerca să scape de Dragnea, de a lăsa pe Papici să termine, să semneze și după aia să se prefacă că îl apără pe Dragnea. Dar mă îndoiesc. Cred că a vrut să îl salveze. Oricum, semnul este către toți baronii USL, eu vă fac dosare sau vă închid dosare și către justiție este încercare de subordonare. Bun, sunteți europarlamentar. Credeți că se va discuta în instituțiile europene această poveste, acest caz al lui Lucian Papici? Nu, cazul intervenției în justiția lui Ponta. Exact. Sigur, dacă vrem să discutăm, putem discuta ca o problemă de încălcare a statului de drept și a independenței justiției. Nu, eu nu am luat o decizie în acest moment să inițiez o astfel de dezbatere. Avem și raportul MCV din decembrie. Bine, mă îndoiesc. Adică, nu că mă îndoiesc, sunt convinsă că lui Ponta și celor din USR nu le pasă de acest. Dar credeți că va apărea în raportul MCV această situație?
reflecta, sunt convinsă că o va reflecta. E o situație reală, foarte gravă, sigur că da. De altfel, Ponta ar trebui să nu fie primit de nicio cancelare și de nimeni de acum înainte, fiindcă e foarte clară interferența în justiție, foarte brutală și, cum să zic, foarte partinică. Adică, exact când se finalizează în dosarul unui ministru din partidul lui, întâmplător ministru care și baronul șef, nu cel care aduce voturi. Și aș mai, m-ați întrebat de legalitate. Da. În regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție scrie că trebuie consultat procurorul șef al direcției, în cazul nostru doamna Codruța Chiove, și ceea ce nu s-a întâmplat. Atunci când de lege, da, în secția, în parchetul pe care îl conduce, e și normal, ceea ce nu s-a întâmplat. Bun, vreau să mai spuneți scurt, doamnă, vă rog, un lucru, pentru că ne apropiem de publicitate. Credeți că doamna Codruța Chioveși, în calitate de procuror șef al DNA, va trimite în judecată dosarul lui Liviu Dragnea? Dacă e bine făcut, sigur că da, nici nu trebuie să respecte legea, trebuie să-l trimită. Da, aș vrea totuși să mai spun ceva înainte de publicitate, fiindcă l-am auzit pe Pont astăzi, spunând că acest dosar este politic, pentru că este un dosar împotriva celor care au votat la referendum. Și am citat din Ponta. Dosar împotriva celor care au votat la referendum. Și vreau să spun celor care ne ascultă că Ponta, iarăși în minte, nu este un dosar împotriva celor care au votat, ci împotriva politicienilor care au manevrat votul ca să fraudeze rezultatul votului. Dragnea nu este un votant. Dragnea este unul din baronii USL care a participat la această... E primul votant al Teleormanului, doamna Macovei. Ați văzut dosarul de votant? Dar nu calitate de votant, dar nu calitate de votant cercetat. Deci, încearcă iarăși... Bine, Ponta știe, minte cu ușurință tot timpul, sper să-l creează tot mai puțin, e minte spontan, cu ochii mari, ca și cum ne spune... Când ne spune că e lună, dar e soare, ca și cum el crede că într-adevăr e lună. Deci minte tot timpul. Nu, politicienii sunt cercetați pentru frauda la referendum, nu votanții. Votanții au fost întrebați. E semnătura ta, da sau nu, atât. Mulțumesc.